Meteorologia a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate, valabilă de mâine 27 iunie de la ora 3 până la ora 23 pentru județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați. În acest interval se vor înregistra cantități de apă însemnate și vor avea loc manifestări de instabilitate atmosferică. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Este în vigoare și o atenționare cod portocaliu, valabilă de mâine, 27 iunie, de la ora 9 dimineața până la ora 23, de ploi abundente, valabilă pentru județul Vrancea și zona de munte a județului Bacău. Potrivit acesteia, se vor semnala ploi abundente și se vor acumula cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 60-70 de litri pe metru pătrat.